4 era înainte și așa mai departe. Deci, 17 ianuarie 1895. Așa, da, așa. Când a studiat el școală și aici avem majoritatea notelor note de 1 și copiii tari le interesa și mă întreb, dar cum asta nota 1? Și a ajuns profesor. Da, și a ajuns profesor, da. Nu, și tot foarte interesant, aici avem arborele genealogic al familiei Nandrăș în care a cules acolo toate rudele de prin toate părțile. Avem când s-au născut, cum îi chema, pe care linie descendentă, tot e foarte interesant. Nu, dar așa aveam și copii. Și aceste poze, da, copii, da, copii, fotografii. Copia fotografiilor avem, iată, familia Nandrăș. Arăta și la cameră de la vedere, așa. Să prindă mai bine, da. Și telespectatorii, să vadă telespectatorii noștri. Nandrăș, Grigore Nandrăș în primul război mondial, acolo avem niște copii de fotografii, avem documentele care le-a primit când a primit studii, împreună cu soția Mabel, care era englezoaică, împreună cu copilul John sau Ion, la muntele Atos călătorie și multe, multe altele. Deci, aveți la, în cadrul școlii mele generale un cabinet, deci ca o cameră, muzeu, să în felul următor, sau sunteți spunge, în proces, da, de suntem colectare. În proces, aparte cameră nu avem, pentru că fiecare cameră este cabinet la un obiect oricare, dar în cabinetul de istorie este eu... Este și domnul președinte, să vă șteteți Grigorie Nandri și va contribui și domnia sa. Așa, credem. Sperăm spre aceasta că vom izbuti pe viitor cumva așa să organizăm anume special. Este la noi casa în care s-a născut Grigore Nandrăș. A avut o soartă și ea tragică, pentru că pe timpul puterii sovietice a fost confiscat, acolo a fost chiar punct de însămânțare artificială a vacilor, a fost depozit, a fost cabinet stomatologic, totul ce vrei a fost, dar acum casa aparține rudelor care au mai rămas la noi în sat, care trebuie să spun meritul lor că au îngrijit-o, o păstrează. Da, și au promis ca să rămână așa, autentic, da, adică n-au să... Să prefacă, nimic, da, este placă pe casa aceea. Să veniți cu o surpriză pentru sat. Ce va fi în această casă? Să deocamdată asta nu aveți niște... Asta e a lor personală. Asta noi personală, nu putem așa. Lua, nu putem face nimic. Le locuiesc acolo. Da, nu, alături și-au construit și au grijă de casa aceasta și o păstrează așa cum a fost. Doamna Ana Agostiu, profesoară de istorie la Școala Medie Generală din satul Măclar, raionul nostru, s-a invitat la studioul de seară în finalul emisiunii, că mi-a rămas numerat de mult deja 5 minute, deci un gând 4-3 minute. Deci un gând așa în finalul programului de astăzi, doamna Agostiuc. Deci nu o spun eu pentru prima dată, asta e vorba din bătrâni, că cine nu-și cunoaște trecutul, nu are viitor. Deci e clar lucru că și sarcina noastră a pedagogilor în școală, a tuturor sătenilor, este ca într-adevăr să-i cunoaștem pe urmașii neamului, pe cei mai de vază, cele mai devază personalități care au trăit în sat, să transmitem interesul acesta și față de copii. Și cum Grigore Nandrăș, primul, a făcut pas în Europa și cartea Niței Nandrăș Cudla a editat în atâtea limbi, a ajuns în Europa, deci eu socot că asta sunt primii pași pentru integrarea europeană a satului Macala, da, în Europa. Da, domnule Nicolae Agostiuc, președintele societății Grigore Nandrăș, care ar fi acel gând al dumneavoastră, mesaj exprimat în, la finalul misiunii? Cel mai mare gând al meu, eu am un gând și un vis și am să cum să activez în partea asta. În primul rând să nu ne pierdem autentitatea noastră de români, limba română, că în timpul de față sunt familii care își dau copiii la școli ucrainești, se mai ucrainizează, dar eu am să rămânem în curând sat românesc, pur autentic. Doamna Elena Nandrăș, primarul satului Macala, raionul Noua Sulis, aceeași constatare a spuselor dumneavoastră, tradițiile și patriotismul ne adună și ce ar trebui cât de adânc să împlântăm plugul așa în acel ogor al dragostei de acest plai, că să ne ținem că majoare și tradițiile și patriotismul trebuie să le simțim așa. Tradițiile, obiceiurile, familia, limba, astea sunt niște comori a fiecărui neam, a fiecărui, hai să zicem, sat, dacă mai da, a neamului nostru, și acestea toate trebuie păstrate. Să dea Bunul Dumnezeu să le putem păstra și să ne ajute Bunul Dumnezeu în credință, în tărie, în dragoste de neam, pentru că asta ne unește.
Bine, vă mulțumesc pentru participare la emisiune. În final, vă repeta ceea ce am spus în prefață. Cine nu se aduce aminte de înaintașii săi, ca un fir de iarbă tăiat, rupt de rădăcina sa, care se usucă și pe care îl duc vânturile și apele, fără să mai aibă nici prezent și nici viitor. Hristos a înviat! Cătaracta duce la pierderea vederii. Profesional și cu mare atenție, restabilim vederea sănătoasă. Centrul Vederea Dumneavoastră este un centru de oftalmologie modernă. Dragi telespectatori ai companiei de teleradiodifuziune Bucovina, continuăm ciclul emisiunii de autor, 5 minute consacrate legii. În studio se află moderatorul programului, jurnalista Tatiana Panțăr și avocatul Valeriu Dudca. Bună seara! Bună seara! Pe adresa redacției au sosit mai multe scrisori de la telespectatorii noștri care sunt îngrijorați de creșterea tarifelor la serviciile comunale în cadrul unei emisiuni precedente. Am vorbit despre subvențiile ce sunt acordate proprietarilor la locuințe. Dar iată, în scrisoare semnată de doamna Galina, care împreună cu familia închiriază un apartament și nu este proprietarul locuinței, ne roagă să-i explicăm dacă ea poate beneficia de subvenții ca și proprietarii locuinței și ce restricții sunt prevăzute în această privință. Îi mulțumesc telespectatorii pentru întrebare. Într-adevăr, în luna februarie a fost simplificată în mod semnificativ procedura de obținere a subvențiilor pentru întreținerea locuințelor și au fost anulate o serie de restricții ce existau anterior. Mai întâi de toate, pentru dumneavoastră, doamna Galina, este important că au fost lichidate restricțiile anterioare privind acordarea subvențiilor pentru cei care arendează spațiul locativ. Dacă dumneavoastră ați încheiat un contract oficial de arendă cu proprietarul, atunci aveți dreptul să primiți subvenții pentru serviciile comunale. Urmează să menționez faptul că în cazul în care dumneavoastră nu sunteți proprietarul locuinței, dar intenționați să cereți subvenții la plată serviciilor comunale, trebuie să deschideți un cont personal de plată pentru serviciile comunale. Pentru aceasta, în contractul de închiriere a apartamentului trebuie să fie specificat că arendașul plătește serviciile comunale din cont propriu, iar proprietarul oferă chiriașului dreptul de a deschide un cont personal pe numele său pentru plătirile serviciilor comunale. Pentru acordarea subvențiilor, dumneavoastră trebuie să prezentați la secția de protecție socială a populației de la locul de trai o cerere de acordare a subvențiilor, declarația de venituri și cheltuieli în formă stabilită, precum și contract de încheiere a locuinței. Restricția principală la acordarea subvențiilor este achiziționarea în ultimele 12 luni înainte de adresarea pentru acordarea de subvenții a unui lot de pământ, apartament sau casă, autovehicul, materiale de construcție ori serviciul de plată cu excepție serviciilor comunale și celor de întremare a sănătății, în sumă care în ziua cumpărării depășea 50.000 de grivne. Domnule Valeriu Dudca, avem o mulțime de întrebări cu privire la procedura de calculare a subvențiilor. Ar fi bine să deschideți unele paranteze privind modalitatea și suma de calculare a acestor subvenții. Ordinea de calculare a subvenției oferă un nou mehanism de determinare a procentului de plată obligatorie de către familie pentru serviciile comunale, care se calculează individual pentru fiecare familie și depinde exclusiv de veniturile familiei. Mai întâi de toate, se calculează venitul mediu lunar pe membru de familie în ultimii 6 luni. Se calculează cota obligatorie conform unei formule unice. Venitul mediu lunar al unei persoane în ultimii 6 luni se împarte la minimum de 3 de persoane. În anul 2014 această sumă era 1176 de grivni și coeficientul de bază al venitului pentru acordarea subvențiilor, care este 2.
apoi se înmulțește la norma de bază al plății pentru locuințe și servicii comunale, care este 15%. În cazul în care venitul mediu lunar de persoană este de 1500 de grivni, procentul necesar de plată va fi 9,56%. Mai departe, calculăm mărimea plății obligatorii prin înmulțirea venitului mediu lunar al familiei în ultimele 6 luni cu procentul obligatoriu de plată. Astfel, dacă suma veniturilor unei familii de două persoane este 3.000 de grivni pe lună, atunci suma obligatorie de plată va fi 286 de grivni 80 de copeci, această sumă pe care familia trebuie să o plătească pentru serviciile comunale. Subvenția se calculează ca o diferență dintre suma de plată pentru serviciile comunale, conform normelor sociale și mărimea plăților obligatorii. În cazul în care familia depășește normele sociale ale consumului de servicii locative, pentru astfel de cheltuieli nu se acordă subvenții. Vă mulțumim! Cu plăcere!